Situat într-un cadru natural deosebit, la poalele munților Gutâi și traversat de râul Săsar, orașul Baia Mare, cu denumirea veche de Rivulus Dominarum, respectiv râul Domnițelor, are o atestare documentară de peste 700 de ani. Baia Mare s-a format și a evoluat datorită industriei extractive și de prelucrarea minereelor auro-argintifere care se găsesc în subsolul dealurilor care o înconjoară. Piața centrală, Circulus Fori, componenta centrului istoric al municipiului Baia Mare, este monument istoric de ansamblu. A prins contur în perioada goticului târziu, respectiv în intervalul de timp cuprins între secolele 14-16. Orașul Baia Mare, încă din prima jumătate a secolului al XIV-lea, a beneficiat de libertăți și privilegii care i-au conferit statutul special de oraș liber regal, statut păstrat până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Atestat documentar în anul 1329, Civitas Rivulus Dominarum a devenit repede un important centru economic. Trebuie să amintim în context documentul privilegial emis în anul 1347 de cancelarea regelui Ludovic I al Ungariei, cu un conținut complex care cuprinde, printre alte multe drepturi acordate orașului Baia Mare, și libertatea de a ține unui armaroc și târg, adică un târg de an care să înceapă duminica înaintea sărbătorii fericitului Gal Mărturisitorul, adică 16 octombrie, și să țină fără contenire 15 zile. Baia Mare a fost astfel primul oraș din Transilvania care a primit acest drept, înaintea Bistriței, Brașovului și Sibiului, care au obținut acest drept abia după 1350, fapt care demonstrează statutul special al orașului minier liber regal la mijlocul secolului al XIV-lea. Viața cotidiană a locuitorilor se desfășura în incinta fortificată, intramuros, mai mult sau mai puțin vulnerabilă în fața pericolului extern. Faptul că după 1469 vechiul sistem de apărare a fost înlocuit cu ziduri puternice din piatră a oferit locuitorilor orașului o mai mare siguranță în fața primejilor din afară. Important centru meșteșugăresc în Evul Mediu, orașul a fost și unul dintre cele mai căutate centre comerciale din nordul Transilvaniei. Piața centrală, astăzi Piața Libertății, are forma unui dreptunghi, configurație pe care o păstrează, cu mici excepții, de sute de ani. Despre cum arăta Baia Mare, Rivulus Dominarum, în Evul Mediu, avem informații documentare târziu, din jurul anilor 1600. În conformitate cu acestea, orașul pare să fi fost împărțit mai întâi în 5 sectoare, undeva în 1604, iar ulterior, în 1643, structura edilitară a sa cuprindea aproximativ 500 de case, din care doar 48 erau din piatră sau cărămidă, iar dintre acestea, 30 erau amplasate în piața centrală, celelalte 18 fiind pe străzile adiacente. Edificiile trainice din piatră sau cărămidă erau fie sedii ale unor instituții, precum sediul magistratului, casa fiscului, sediul ordinului minoriților, casa provizoratului, fie proprietatea unor membri bogați ai comunității. Din punct de vedere arhitectural, stilistic, edificiile amplasate în Piața Libertății sunt ridicate pe ruinele altora mai vechi. În curți și sub clădiri sunt fundații și pivnițe care aparțin vechilor case dispărute. Fiecare perioadă istorică și-a lăsat amprenta mai mult sau mai puțin vizibilă astăzi. Astfel, la numărul 14, colț cu strada Dacia, se mai păstrează urmele goticului târziu. Pe de altă parte, clădirile de la alte numere demonstrează cum elementele decorative ale Renașterii s-au împletit cu elemente precursoare ale barocului, concretizate prin portaluri, tocuri de uși sau plafoane boltite. Barocul s-a impus tot mai evident și prin elemente ornamentale de tencuială, cum ar fi, spre exemplu, la edificiul de pe strada Vasile Lucaciu, numărul 2, fostul Han Vulturul Negru, sau la o serie de case din Piața Libertății. În această zonă istorică se întâlnesc practic toate stilurile specifice arhitecturii transilvanene din ultimii 600 de ani, inclusiv
cele contemporane. Elemente edilitare de continuitate, precum ar fi turnul Sfântul Ștefan sau bastionul Măcelarilor, ne amintesc în permanență de trecutul istoric al acestui oraș, de tumultul vieții cotidiene de odinioară. Proiectul a fost și un bun exemplu pentru mulți dintre proprietarii clădirilor din zonă, care la rândul lor au trecut la renovarea propriilor clădiri, transformându-le în frumoase spații comerciale sau restaurante cu terase. Spațiul generos pietonal din centru a devenit și un loc ideal pentru desfășurarea diferitelor manifestări culturale, cum sunt festivalurile de muzică, expoziții în aer liber sau târguri tematice. Cel mai vechi monument religios din orașul medieval Baia Mare este fosta biserică închinată regelui Sfântul Ștefan. Din impunătorul edificiu al bisericii gotice a rezistat vicisitudinilor de tot felul până astăzi turnul Clopotniță, respectiv turnul Sfântul Ștefan. Numele său vine de la regele Ungariei Ștefan I, canonizat ca sfânt al bisericii catolice în anul 1083. Zidurile turnului, cu planul pătrat, sunt mai groase decât ale bisericii și ies în fața zidurilor acesteia spre vest și spre sud. Înălțimea turnului este de 51,8 metri, iar grosimea pereților variază între 2,1-2,3 metri. În urma cercetărilor arheologice s-a constatat că are fundații de piatră, caliant pe bază de var și o adâncime de 4 metri față de cota terenului, fiind poziționat pe stratul format din pietriș în argilă nisipoasă. Intrarea dinspre sud și scările în spirală, tot din piatră, conduc spre etajele superioare care adăpostesc clopotele și orologiul, ajungându-se în final la foișorul cu arcade. Elemente arhitecturale din vechea biserică gotică sunt vizibile pe latura de vest și nord-vest. Peretele dinspre vest cuprinde și un frumos detaliu de arhitectură medievală, respectiv fereastra rotundă, rozeta, și o casetă cu reprezentări în bazorelief din vechiul sigiliu al orașului. Pe latura de sud se află încastrată o altă casetă care reprezintă în relief o figură în armură, cu paloș, cu bustugan în mâini, simbolizând dreptul de paloș, Ius Gladi, acordat regelui în anul 1484 de regele Matea Corvin. Pe lângă destinația sa de clopotniță pentru impunătoarea biserică gotică, turnul Sfântul Ștefan sau turnul Mare a fost de-a lungul timpului și un loc ideal pentru observarea atentă a orașului și a împrejurimilor acestuia, mai ales după adăugarea foișorului în anul 1770. Din primele decenii ale secolului al XVII-lea, utilitatea turnului a fost amplificată prin montarea primului orologiu mecanic, un ceas cu lună, în anul 1628. Un nou orologiu a fost montat în turn la sfârșitul secolului al XIX-lea. Pe angrenajul roților din țată, care acționează mecanismul, este inscripționat numele meșterului ceasornicar Dadai Josef și atelierul de orologerie din Oradea, unde a fost confecționat în anul 1895. În anul 1907, încăperea de la parter, latura nordică, a fost transformată într-o mică capelă. Ulterior a devenit lapidarium, spațiu care adăpostea fragmente de piatră din vechea biserică gotică. Un amănunt inedit este asemănarea izbitoare a turnului din Baia Mare cu turnul vechii primării din Praga, construit aproximativ în aceeași perioadă, creând astfel o punte de legătură între cele două orașe medievale. Zidul de piatră, șanțul cu apă și cele patru porți au făcut parte din sistemul de apărare al orașului, la cărui construcție a început după anul 1469, în urma privilegiului acordat de Matea Corvin, regele Ungariei,
Cercetările documentare efectuate de specialiști au permis refacerea traseului zidului de incinte care înconjura odinioară orașul Baia Mare. Acesta pornea din nord spre est, strada Monetăriei, de la clădirea Monetăriei medievale, traversa strada Podul Viilor, unde se afla poarta podului, strada Rodnei, strada Șteampului, până la strada Crișului. Spre vest traversa strada Gheorghe Șincai, unde se afla poarta Sânmarului, strada Argeșului și strada Carpați, până la intersecția cu strada Cloșca, unde se afla poarta Maghiară sau poarta de sud. Zidul mergea mai departe spre bastionul Măcelarilor, de unde o lua spre strada Pintea Viteazul, strada Olarilor, traversa strada Dr. Vasile Lucaciu, unde se afla poarta Baia Sprie, ajungând din nou la strada Monetăriei. În exterior, respectiv în afara zidurilor, se aflau șanțurile de apărare, care dublau oarecum incinta fortificată la sud, vest și est. În partea de nord, existând un element natural de apărare, râul Săsar, din care apa era deviată spre șanțurile din cele trei părți, spre a le umple, și este posibil să fie existat o ecluză undeva pe malul sudic al râului pentru a permite umplerea șanțurilor în caz de nevoie. Sarcina acestor șanțuri era de a ține cât mai mult timp dușmanul departe de zidurile orașului. În dreptul fiecărei porți se afla câte un pod de lemn, dintre care doar două erau mobile, respectiv poarta podului și poarta maghiară, poarta de sud, străjuită de bastionul Măcelarilor, care erau porțile mari ale orașului și aveau câte două deschideri, una mai mare pentru căruțe și alta mai mică pentru persoane. Urmărind traseul fostului zid de apărare al orașului, se poate constitui un frumos itinerar cultural. Unele străzi păstrează și astăzi, prin urbanismul lor, dovada unui trecut care vorbește de la sine. Turnul sau bastionul Măcelarilor, prin analogii cu alte astfel de elemente de fortificații din Transilvania, ar putea să fi fost un turn de artilerie, respectiv un bastion, construit probabil pe la mijlocul secolului al XVI-lea dintr-un amestec de roci vulcanice. Turnul are un plan circular și este relativ scund. Are două nivele, o înălțime totală de 13 metri și o grosime a zidului de 1,5 metri la bază și aproximativ 1 metru în partea superioară. Încadramentul de piatră al ușii de comunicare cu exteriorul prezintă elemente decorative specifice renașterii timpurii, generalizate după anii 1530. Încăperea de la etaj are de asemenea o formă circulară și prezintă un număr de 8 metereze făcute probabil ulterior construcției incipiente, acestea fiind adaptate noilor arme de foc specifice secolului al XVII-lea. Accesul la etaj se face cu o scară de lemn înclinată spre exterior. Acoperișul este înalt, de formă conică, iar întreaga construcție a acesteia se sprijină pe griji de lemn susținute de o grindă foarte groasă transversală. Aflat în zona porții de sud, poarta care este mai expusă pericolelor comparativ cu celelalte, turnul a fost deseori afectat de atacurile din afară, la care se adăugau și calamitățile naturale destul de frecvente și acestea. Numele de bastionul Măcelarilor, consemnat la un moment dat în documente, este în directă legătură cu evoluția meșteșugurilor organizate în bresle, cu îndatoririle meșteșugarilor față de comunitate. Un eveniment consemnat documentar s-a desfășurat în zona porții maghiare, în apropierea bastionului, deși documentul nu consemnează turnul, ci numai poarta, în august 1703. În contextul răscoalei curuților declanșate în anul 1703 și conduse de principele Francis Hrakoți al II-lea împotriva austriecilor, a avut loc o confruntare armată între trupele principelui și trupele imperiale din oraș.
bătălie în care și-a pierdut viața haiducul Grigore Pintea, zis Viteazul. Bastionul Măcelarilor reprezintă simbolic o poartă de intrare în orașul medieval și totodată o piedică în calea uitării trecutului prin zidurile lui groase încărcate de istorie. Chiar dacă nu este o construcție de dimensiuni mari, prin forma lui circulară și amenajările din curte, unde anexele construite din lemn au o arhitectură care îmbină trecutul cu prezentul, este astăzi un spațiu expozițional inedit. Curtea bastionului găzduiește o mică grădină cu multe specii de plante care o fac să fie și mai vie în ochii vizitatorilor. Casa numărul 14 din Piața Libertății este poziționată pe latura de nord a pieței centrale. Imobilul, ale cărui începuturi datează probabil din secolul al XIV-lea, are două corpuri de clădire, dintre care doar cel format din pivniță, respectiv subsol cu trei spații boltite și două încăperi boltite la parter și etaj, este înregistrat ca monument istoric. Celălalt corp este o construcție recentă, ridicată pe locul părții nordice a vechii clădiri, ruinată în anul 1964. Astfel, casa numărul 14 este unicul edificiu din Baia Mare care este jumătate monument istoric, jumătate nu. Fațada dinspre piață avea o intrare care prezenta un fragment de încadrament vechi de piatră în formă ogivală în stil gotic, încadrament scos în evidență frumos astăzi. Ulterior, schimbarea destinației imobilului în hotel cu restaurant a prilejuit executarea unor lucrări de restaurare și amenajare care au scos în evidență frumoase încadramente de uși și ferestre, precum și elemente de arhitectură gotice, renascentiste și baroce. În această superbă clădire s-a născut și a crescut celebrul alchimist, scriitor și om de știință Johannes Banfi Huniades, devenit celebru în cercurile elitiste din Londra anilor 1600. Povestea alchimistului Johannes Banfi Huniades și adevărul se întrepătrund în ceea ce privește influența pe care a avut-o băimăreanul nostru în opera Marului Will. În crama restaurantului se află fostul laborator de alchimie, unde se presupune că s-ar fi preparat celebra poțiune din opera Romeo și Julieta. Casa Iancu de Hunedoara sau Casa Elisabeta este situată pe latura de est a pieței și face parte din categoria caselor personalizate din Baia Mare. Puțin sunt băimărenii care să nu știe unde se află acest edificiu, al cărui nume este legat de familia domnitoare a Huniazilor. În anul 1445, domeniile orașului Baia Mare au ajuns în proprietatea lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei și guvernator al Ungariei. Un an mai târziu, în 1446, potrivit tradiției, Iancu de Hunedoara a vizitat orașul Baia Mare și a dispus construirea unei castel fortificat pentru soția sa, Silaghi Erzsébet. Casa Elisabeta a fost ridicată, asemenea altor case din centrul orașului, pe ruinele unor clădiri sau fundații mai vechi. Din structura interioară, încăperile situate la parter au tavanul boltit, iar la etaj, camerele au planșeul drept. Arcadele suspendate peste vechea stradă, care făcea odinioară legătura între piață și monetăria erarială, azi strada Mihai Viteazul, sunt elemente de arhitectură care ne amintesc de vechiul oraș medieval. De casa Iancu de Hunedoara se leagă din nou o legendă legată de un superb balcon medieval din secolul al XVI-lea, cunoscut sub denumirea de Balconul Julietei, aluzie la povestea Romeo și Julieta, amintită și la Casa Diafan. Pe latura nordică a clădirii, accesibil prin frumosul gang cu arcade gotice, se văd fostele încadramente ale ușilor care conduceau spre locuințele slujitorilor. Tot pe această latură a clădirii se găsește o piatră încastrată în perete, care prezintă urmele ascuțirii săbiilor cavalerilor, partea unui ritual, având o puternică credință a victoriei în luptă.
Casa Lendvoi, poziționată pe latura nordică a pieței centrale, face parte din categoria caselor personalizate. Au fost efectuate 3 sondaje arheologice în pivnița clădirii, fiind găsite urme ale unor structuri din lemn dispărute, 2 țâțâni mari din fier, care probabil au aparținut unei uși de dimensiuni apreciabile, fundația unui zid dezafectat, vechi, paralel cu actualul zid despărțitor. Casa poartă numele actorului maghiar Lendvai Márton, unul dintre pionierii teatrului băimărean din secolul XIX și fondator al teatrului modern din Ungaria. Cunoscutul actor maghiar a jucat cel mai mult rolul Romeo din celebra piesă shakespeariană, consolidând interesanta poveste de dragoste medievală care, cu siguranță, va trezi interesul celor care vor vizita centrul istoric al Băii Mari. Casa numărul 2 este poziționată pe latura de sud a pieței centrale. Se spunea despre ea, cu ceva timp în urmă, că păstrează cel mai fidel stilul arhitectonic german caracteristic vechiului oraș Baia Mare. La mijlocul secolului al XVI-lea, în contextul victoriei reformei religioase, la Baia Mare a fost înființată, în 1547, prima școală evanghelică reformată superioară, Scola Rivulina, care a funcționat o perioadă în acest edificiu. Școala a pregătit mai bine de 2 secole, până în 1755, slujitori ai bisericii și învățători. Orașul a devenit astfel un important centru educațional cunoscut în întreaga regiune. O mărturie importantă pentru istoria școlii a fost descoperită după anii 1900. E vorba despre o meștergrindă cu următorul text, care este în limba latină, pe care îl voi citi doar în traducere. Școala Bisericii de Credință Helvetică din Baia Mare, restaurată în timpul judelui nobil de, nu se înțelege, apoi Ștefan și al curatorilor Huniadi Ștefan și Jeremias Ștefan. Imobilul păstrează elemente arhitecturale specifice mai multor etape istorice cuprinse între secolele 16-18, ceea ce îi adaugă o plusvaloare documentară comparativ cu alte clădiri din piață. Fosta Universitate Scola Rivulina este una dintre cele mai vechi instituții de învățământ superior din Transilvania. Documentele legate de istoria acestei prestigioase instituții ne relevă faptul că limba de predare principală era latina, dar pe lângă aceasta, studenții studiau și limbile germană, engleză și ebraică. La sfârșit de secol XVII, odată cu contrareforma sprijinită de Habsburgi, școala din centrul orașului a fost închisă și mutată în afara zidurilor lui, în satul Unguraș, în apropiere de orașul Baia Sprie. Unul dintre cele mai importante și îndelungi privilegii de care a beneficiat orașul medieval Baia Mare a fost fără îndoială dreptul de a bate monedă. Monetăria din Baia Mare și-a început activitatea probabil cu ceva timp înaintea documentului de atestare, respectiv înainte de anul 1411. Atunci, orașele Baia Mare și Baia Sprie, cu minele de aur și de argint, inclusiv baterea monedelor, cu toate veniturile acestora, au fost cedate de către Sigismund de Luxemburg, în schimbul sprijinului acordat împotriva turcilor. Despotului sârb Ștefan Lazarevici. Monetăria din Baia Mare s-a impus de la început ca una dintre cele mai importante monetării din Transilvania și Ungaria. La monetăria din Baia Mare s-au bătut de-a lungul timpului o varietate de monede, preponderent din metale prețioase, aur și argint, cele din metal comun fiind socotite bani proști, cum ar fi jetoanele miniere din bronz cu circulație foarte restrânsă. Realizarea tehnică și artistică a pieselor bătute la monetărie de-a lungul timpului atestă priceperea și măiestria meșteșugarilor, gravori, aurari și argintari din Baia Mare, aceștia fiind deseori împrumutați de diferite monetării din Transilvania. Revenind la edificiul care a adăpostit monetăria, clădirea nucleu cu un plan în formă de U, având un parter
cu 12 arcade a fost extinsă, construindu-se o aripă nouă, spre nord, în anul 1782. Mai târziu, în anul 1913, aripa de nord a fost extinsă la rândul ei cu un alt segment de clădire spre vest. În anul 1978, ansamblul arhitectural la care ne-am referit până acum, cunoscut sub numele de monetărie, a trecut în administrarea Muzeului Județean Maramureș, iar din anul 2006 a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Vizitarea muzeului ne va ajuta să înțelegem mai ușor amprenta și specificul medieval al orașului. De aici putem creiona traseul pe care dorim să-l urmăm în căutarea trecutului fascinant al urbei. Unul din monumentele religioase, cele mai vechi din Baia Mare, este Biserica Sfântul Anton, care aparține cultului romano-catolic și ale cărei începuturi par a fi la începutul secolului al XV-lea. Biserica, dedicată inițial Sfântului Nicolae, patronul săracilor, a funcționat pe lângă spitalul cu același patron spiritual, care era mai degrabă o instituție de caritate decât una cu funcțiuni de sănătate. Odată cu reforma religioasă, instituțiile și-au pierdut caracterul ecleziastic, biserica fiind transformată prin anii 1570 în depozit. În anul 1674, Biserica Catolică, prin ordinul iezuit, le-a recuperat. Câțiva ani mai târziu, spitalul și biserica au fost preluate de Ordinul Călugărilor Minoriți. Biserica a fost renovată și conservată, iar în apropiere au fost construite un spital, mai bine zis, un azil, o școală elementară și o mănăstire terminate în anul 1791. Biserica romano-catolică Sfântul Anton este locul unde își îndreaptă pașii mulți credincioși ai orașului și care de-a lungul timpului a reprezentat un puternic bastion al credinței și al speranței. Există, desigur, multe clădiri cu importanță istorică în această urbe, unele tot cofundate în perioada medievală, care merită a fi scoase la lumină, precum și clădiri de dată mai recentă, respectiv secol al XIX-lea sau început de secol 20.
Thank you.